O delegație din Polonia este în aceste zile la Complexul Energetic Hunedoara și vizitează câteva unități miniere. Firma care a ajuns aici are în intenție să retehnologizeze câteva din subteranele Văijiului, dar până joi, când va fi licitația, polonezii fac mai multe vizite în aceste locuri. Da, este delegația poloneză în Valea Jiului, mai are de analizat utilajele cu care vor fi dotate unitățile miniere din Valea Jiului, la Livezeni și la Vulcan. Deci este în afara procedurii de licitație, sunt discuții tehnice pe utilajele care urmează să fie aduse la cele două unități miniere. Polonezii vin cu bani și totul va fi stabilit în această săptămână. Responsabilii din divizia minieră spun însă că e vorba despre câteva zeci de milioane de euro, bani ce vor ajunge în retehnologizarea sistemelor de extracție din subteran. Vom urma pașii normali ai achiziției și vom avea joi ședință, urmând ca următorul calendar al achiziției să stabilim în ședința de joi. Cât bani urmează să investească acești oameni la noi? Este undeva între 50 și 60 de milioane de euro costul utilajelor, costul total al creditului se ridică undeva la 75 de milioane de euro. Complexul energetic Hunedoara a fost înființat în anul 2012 prin fuziunea termocentralelor de stat Deva și Paroșeni. În august anul trecut, minele viabile din Valea Jiului, Ilonia, Lupeni, Livezeni și Vulcan au fuzionat cu cele două termocentrale, devenind parte componentă a complexului hunedorean. CEH produce electricitate prin arderea huilei din minele din Valea Jiului. Are o putere instalată de 1435 de megawatt și asigură aproximativ 5% din producția națională de energie, dar se așteaptă investiții în subteran. Utilajele cu care minerii scot acum cărbune au nevoie de tehnologii moderne și asta se va putea face doar cu capital străin.